Drumul care duce în masivul Parâng este gata în proporție de 60% din datele emise de către constructor, iar acum se lucrează la montarea celui de-al doilea tunel prin care mașinile vor putea tranzita zona fără ca sportivii să-și întrerupă activitatea. Până la finalul verii, asfaltarea va fi finalizată. Din datele care le avem de la constructor și din datele care le avem și noi, progresul fizic este aproximativ 60%. Am deblocat și la ora aceasta și progresul financiar este undeva la 50%. Și mă bucură faptul că revenind din nou în Parâng, vedem că constructorul se ține de cuvânt și astăzi suntem aici la fața locului și vedem că se montează al doilea tunel. Graficul pe care noi l-am făcut, pe care îl avem cu constructorul, este ca la sfârșitul verii să fie rezolvată asfaltarea, avându-se în vedere faptul că pe partea cealaltă, pe întreținere, în momentul când ei ajung aproape jos la cabana Rusu, noi să venim de jos în sus cu covor asfaltic, în așa fel încât turiștii în toamna aceasta să poată circula până sus în Parâng, pe un drum modernizat 100%. Constructorul spune că pe drumul care va tranzita muntele nu vor exista restricții de circulație, iar soluția tehnică folosită este una modernă. Nu vor fi restricții de gabarit, vor trece absolut toate utilajele, inclusiv cele de intervenție specială. Va fi un tunel după toate regulile europene, cu un sistem rutier foarte bine gândit, astfel încât să nu creeze probleme nici celor care urcă, nici schiorilor care coboară pe pârtii. Ca și soluție tehnică, este o soluție destul de ok, modernă, o soluție care se practică și pe la autostrăzi și pe toate drumurile unde e nevoie de astfel de treceri ca să nu strangulăm una sau alta din activități. Potrivit specialiștilor, un astfel de tunel vine sub forma unor piese de Lego ce sunt montate la fața locului. Datorită tunelului, partea carosabilă va intersecta pârtia de schi fără ca sporturile de iarnă să fie întrerupte de mașinile care urcă la munte.